Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o să preiau eu ștafeta conducerii ședințelor în calitate de președinte. O să încep prin a face prezența, pentru că o parte dintre noi destul de mare sunt online. O să încep cu Ioanu Ciprian prezent, Răzvan Bejan prezent în sală, Bolbotină Viorel prezent online, Brescu Gheorghe prezent online, era Constantin Alexandru, domnul Dinu Ion prezent în sală, domnul Dinu Valeriu prezent în sală, domnul Harabagiu este prezent online, Horia Matei prezent online, Marius Nică prezent online, domnul Gabi Oprișan prezent online, Răvaie Eugen o întârzie puțin, Marian Roșu prezent în sală, Dan Vasile prezent online, Marius Șoldan. Marius, ești? Da, prezent online. Domnul Constantin Cârstea prezent online și Tomus Emilian prezent în sală. O să începem ședința prin denunțarea proiectelor de pe ordinea de zi. La comisii ne-am discutat, am dezbătut toate proiectele. O să încep prin proiectul numărul 1. Bun. Propunem spre aprobare ordinea de zi în forma propusă de executiv. Cine este pentru ordinea de zi? Avem unanimitate. Da, este unanimitate. Acum o să încep enunțarea proiectelor de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate la adresa Moren, strada Spitalului numărul 1A, județul Dâmbovița, în care își desfășoară activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Morențul Cani, din domeniul public al municipiului Moreni, în domeniul public al județului Dâmbovița. Este cineva care are întrebări referitor la acest proiect? Bun. Acum o să solicit punctul de vedere al comisiilor. Comisia economică, avem aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia de urbanism, aviz favorabil. Și Comisia de cultură, favorabil. Aviz favorabil. Propun să supunem la vot proiectul de pe ordinea de zi așa cum este prezentat. Cine este pentru acest proiect? Bun, o să iau nominal ca să înțelegem pentru că sunt mulți online. Păicoianu, sunt de acord. Răzvan Bejan, de acord. Domnul Bolbotină Viorel, de acord. Gabi Breazu, de acord. Alexandru Constantin, este. Domnul Dinu Ion, de acord. Domnul Dinu Valeriu, de acord. Domnul Harabagiu, de acord. Horia Matei, de acord. Marius Ni, de acord. Domnul Gabri Oprișan, de acord. Răbaia Eugen, absent. Domnul Marian Roș, de acord. Vasile Stan, de acord. Marius Șoldan, de acord. Domnul Cârstea Constantin, ce? Vot pentru. Tomuț Emilian, pentru. Alex, ești de acord cu primul proiect de pe ordinea de zi? Da, da.
Avem unanimitate. Pentru și un absent la momentul. 16, nu 16 pentru. Ești de acord cu primul proiect de ordine de zi? Avem unanimitate. 16-17 voturi pentru. Bun. O să trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, dotare și extindere prin desființare corp C2 pentru școala gimnazială numărul 4 Moreni, județ Dâmbovița. O să solicit avizul comisiilor, Comisia Economică, aviz favorabil, Comisia Juridică, Comisia de Urbanism, aviz favorabil și Comisia de Cultură. Favorabil. Aveți mențiuni, nevoie de informații pentru acest proiect? Da. Nu, cert este că s-a întâmplat un fenomen pe care nu îl dorim. Diferența între SF-ul și PT-ul este destul de mare, având în vedere că lucrul ăsta intervine în momentul în care este semnat deja contractul de finanțare cu fonduri europene, toată diferența asta cade în cărca noastră. Și atunci ar fi fost de preferat ca suma asta să fie foarte mică sau deloc, inexistentă. N-avem încotro. Aici vreau să spun cu sinceritate că de când sunt eu în primărie n-am avut o astfel de diferență între SF-ul și PT-ul. Dar aici sunt niște lucruri obiective. Sunt niște lucruri obiective pe care ar trebui să mi le asum. E și de redimensionare, e și mărirea capacității, diferența de prețuri. Noi ne-am dus și ne-am uitat pe toate, că nu ne doream. Ne-am fi dorit să nu se întâmple lucrul ăsta, dar asta se întâmplă. Asta iar este un exemplu ce înseamnă indicatorii tehnici. I-am aprobat odată la SF-ul, ca dovadă n-au nicio valoare. Îi vom aproba acum din nou. O să facem licitație pentru execuție și o să câștige o firmă la un preț obligatoriu mai mic. O să vină alți indicatori și după ce se execută lucrarea, o să vină din nou alți indicatori. Adică cam asta e joaca cu indicatorii. Bun, propun să supunem la vot proiectul așa cum este prezentat. Cine este pentru acest proiect? O să vă iau din nou nominal. Eu, Băicanu Ciprian, pentru. Răzvan Dejan, pentru. Domnul Volvotină Viorel, pentru. Gabi Breazu, pentru. Alex Constantin, pentru. Domnul Dinu Ion, pentru. Domnul Dinu Valeriu, pentru. Domnul Harabagiu, pentru. Horia Matei, pentru. Marius Chichi, pentru. Domnul Gabi Oprișan, pentru. Răbaie Eugen, pentru. Marian Roșu, Stan Vasile, pentru. Marius Roldan, domnul Cârstea Constantin, pentru. Și Tomuț Emilian. Avem unanimitate, adică 17 voturi pentru acest proiect. O să trecem la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 99/2021 pentru aprobarea proiectului reabilitare, modernizare, dotare și extindere prin desființare corp C2, școala gimnazială numărul 4, municipiul Moreni, județ Dâmbovița și a bugetului aferent. Din câte ați observat, este o majorare de 300 și ceva de mii de lei. Dacă are cineva nevoie de lămuriri, este domnul primar lângă noi sau dacă aveți întrebări. Cum am vorbit mai devreme. Exact. Este același proiect. Da. Bun. O să solicit avizul comisiilor, Comisia Economică, aviz favorabil, Comisia Juridică, favorabil. Aviz favorabil, Comisia de Urbanism, favorabil și Comisia de Cultură, favorabil. Favorabil. Bun.
Propun să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? O să iau iar nominal Boicoianu Ciprian pentru, Răzvan Bejan pentru, domnul Bolbotină Viorel pentru, Gabi Breazu pentru, Alexandru Constantin. Alex. Alex, ne auzi? Bun, o să revin la Alex. Domnul Dinu Ion pentru, domnul Dinu Valeriu pentru, domnul Harabagiu pentru, Horia Matei. Horia, ne auzi? O să revin la Horia. Marius Nică pentru, domnul Gabi Oprișan pentru, Răboaie Eugen pentru, Marian Roșu pentru, Stan Vasile pentru, Marius Șoldan pentru, domnul Cârstea Constantin pentru și Tomus Emilian. O să revin la Alexandru Constantin. Să știi că ai microfonul închis, nu te auzim. Alex. Horia, putem să revenim la tine, ne auzi? Da, salut, scuze, de acord. Ok, mulțumim. Alex Constantin, ne auzi? Bine, păi apar conectat. Bine, deci pentru proiectul numărul 3. Bine, mersi. O să trecem la proiectul numărul 4. Unanimitate, da. Proiectul numărul... O propune președintelui și președintele o supune la vot și se votează. Consiliul în plenul lui hotărăște. Aveți nevoie de ceva minute înainte de... Bine, propunem o pauză de 2 minute. O supunem la vot. Cine este de acord? Supunem la vot. La propunerea noastră, supunem la vot. Nu asta. Păi nu, acum o propune... Și exprimă votul fiecare. Exact. Domnul Marian Roșu și-a exprimat dorința de a lua o pauză de 2 minute pentru a discuta următorul proiect de pe ordinea de zi. O să supunem la vot această propunere și o să vă întreb cine este pentru această propunere de a lua o pauză de 2 minute. Am ședința cu ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 4. Vă mulțumim pentru timpul de așteptare. O să începem următorul propunerea pentru următorul proiect cu un amendament. Dorim suplimentarea comisiilor de evaluare cu 2 consilieri locali. O să supunem la vot această suplimentare a comisiilor ca ulterior să supunem proiectul așa cum a fost prezentat plus modificarea pe care noi am făcut-o.
o să supun la vot modificarea pentru adăugarea a încă doi consilieri locali în listele comisiilor de evaluare și de contestații. Cine este de acord pentru acest proiect, pentru această propunere? Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte. O să spun că sunt împotriva acestui amendament din cauza faptului că raportul de forțe din comisiile care trebuie să fie controlate de executiv se schimbă în sensul că se duc către legislativ. În loc să suplimentăm cu oameni de executiv care să muncească, care să-și facă treaba, ne uităm să controlăm comisia prin vot. Ca atare, consider că este un lucru ilegal și incorrect și vreau să fie înregistrat punctul meu de vedere în procesul al ședinței. Bun. Iar votul dumneavoastră să fie în cunoștință cu cele spuse de mine. Bun. O să consemnăm în procesul verbal cele enunțate de domn primar și o să supunem la vot suplimentarea comisiilor de selecție și de contestație cu încă doi consilieri locali. Cine este de acord cu această propunere? Bun. Adrian Băicoianu, sunt de acord cu această propunere. Răzvan Bejan, de acord cu această propunere de suplimentare. Domnul Bolbotină Viorel. De acord. Domnul Breazu Gheorghe, Gabi. Împotrivă. Alexandru Constantin. Domnul Dinu Ion. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. Carabagiu. Pentru. Puteți să repetați, vă rog, că nu se înțelege? De acord. De acord, bun. Horia Matei. Horia, pentru. Ok. Marius Nică. De acord. Pentru. Domnul Gabi Oprișan. Împotrivă. Bun. Răbaia Nicu. Împotrivă. Marian Roșu. Dan Vesile. Împotrivă. Soldan. Domnul Cârstea Constantin. Da. Și domnul Emilian Fer. Bun. Împotrivă. Alex Constantin Petru. Așa, avem 6, 11 pentru și 6 împotrivă. Destule cine? 6 da. Restul sunt Petru. Da. Propunerea trece. O să avem nevoie de propuneri nominale. Propuneri nominale la cele 4 posturi. Da. Bun. O dată pe comisie, prima comisie, 4 propuneri, sau mai multe decât 4. Ah, trebuie mai multe, că cei da. Numărul mai mari de voturi, corect. Da. O să nominalizez consilierii locali pe care îi propunem pentru suplimentarea comisiilor la comisia de selecție. Să facem
Da. O să nominalizez 4 dintre cei 17 consilieri pentru comisia de selecție. Băicoianu Ciprian, Bolbotină Viorel, Roșu Marian și Marius Șoldan. Mai este cineva cu altă propunere? Va, domnul Dini. Nu vă felicit, la prima comisie. Asta e de select. Asta e select. Da, e corect. Domnul Harabaziu. Da. Da. Puteți să-ți nominalizați 4, dacă vreau. Bun. Care persoană este individual și numărul de voturi mai mare la mine. Bun. Dacă din ce nu le-ai la vreo propunere. Dintre cei online, are cineva vreo propunere? Nu are nimeni? Bun, o să supunem la vot cei care dintre cei 16 nominalizați vor intra în comisia de selecție, nu? Sunt 6. Cei 6 nominalizați, exact, să intre 4 în comisia de selecție. Adică, pentru Băicoianu Ciprian, eu o să mă abțin. Cine este pentru? O să vă iau nominal. Eu mă abțin. Răzvan. Pentru. Domnul Bolbotina. Pentru. Gabi Breazu. Abțin. Alex Constantin. Pentru. Da. Domnul Tinu Ion. Pentru. Domnul Tinu Valeriu. Abținere. Domnul Harabaziu. Pentru. Puteți să repetați, vă rog, că nu se aude. De acord. Ok. Horia Matei. De acord. Pentru. Marius. Încă. Pentru. Pentru. Domnul Gabi Oprișan. Mă abțin. Răvaie Eugen. Marian Roșu. Dan Vasile. Mă abțin. Marius Șoldan. Domnul Cristea Constantin. Da. Și Tomuț Emilian. Bun, în acest moment sunt 10 pentru și 10 pentru. 10 pentru și 10 cu 7. Mai departe. Bun. Nu se știe. Trebuie să notăm voturile. Nu se știe. Numărul de voturi cel mai mare. Nu se știe. La sfârșit, numărul de voturi. Bun. Pentru domnul Bolbotină, o să spun la vot nominal. Eu sunt pentru. Răzvan Bejan, pentru. Domnul Bolbotină trebuie să se abțină. Gabi Breazu. Revin eu imediat. Gabi. Da, mă abțin. Abținere. Alexandru Constantin. Alex. Pentru. Domnul Dinu Ion. Pentru. Domnul Dinu Valeriu se abține. Da. Domnul Harabagiu. De acord. Domnul Horia Matei. De acord. Marius Nică. Pentru. Domnul Gabi Oprișan. Mă abțin. Se abține. Răbaie Eugen.
Pentru. Marian Roșu. Pentru. Dan Vasile. Martin. Marius Soldan. Domnul Cârstea. Marci. Și Tomul Emilian. Mulțumesc. Bun. Roșu Marian. Coicoianu Ciprian. Martin. Bejan Răzvan. Polbotina Viorel. Pentru. Brazu Gheorghe. Martin. Constantin Alexander. Pentru. Domnul Dinu Ion. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. Se abține. Domnul Harabagiu. Domnul Harabagiu, ne auziți? Pentru Roșu Marian, nu vă auzim. Pentru, bun, mulțumim. Pentru Horia Matei. Horia, ești de acord? Horia, ne auzi? Ai microfonul oprit, nu te auzim. Pentru. Pentru. Marius Nică, pentru. Domnul Gabi Oprișan. Abțin. Abține. Răbaie Eugen. Abține. Marian Roșu se abține. Stan Vasile. Abțin. Marius Soldan. Domnul Cârstea Constantin. Împotrivă. Domnul Emilian. Pentru. Și avem o... Șapte abțineri și unul împotrivă. Și nouă pentru. Nouă pentru, unul împotrivă și... Nu, stați așa, că nu ești tot pentru împotrivă astea. Nu, e împotrivă și restul abțineri. 7 abține și 1 împotrivă și 9 pentru, da, e bine. Pentru Marius Soldan o să supun la vot, eu sunt pentru. Răzvan, pentru. Domnul Bolbotina, pentru. Gabi Brazu. Abținere. Alex Constantin. Pentru. Domnul Dinu Ion. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. Abținere. Da, suspend. Domnul Harabagiu. Ne auziți, domnul Harabagiu? Noi nu vă auzim. Bine, mulțumesc. Nu se aude, dar mulțumesc. Este de acord. Horia Matei. Pentru. Marius Nică, pentru. Domnul Gabi Oprișan. Mă abțin. Să
Băbaie Eugen. Marian Roșu, pentru. Dan Vasile. Mă abțin. Marius Șoldan, te abții. Cârstea, domnul Cârstea Constantin. Mă abțin. Domnul Cârstea? Deci avem 10 plus 7. Pentru domnul Harabagiu. Eu mă abțin. Răzvan Bejan. Abținere. Domnul Bolbotina Viorel. Cine mai bun? Domnul Bolbotina. Nu s-a înțeles. Pentru cine? Pentru domnul, propunere pentru domnul Harabagiu în comisia de selecție. Pentru. Bun. Gabi Breazu. Pentru. Alexandru Constantin. Pentru. Domnul Dinu Ion. Domnul Dinu Valeriu. Domnul Harabagiu, abținere. Matei Horia. Pentru. Nică Marius. Abținere. Domnul Gabi Oprișan. Pentru. Răboaie Eugen, pentru. Roșu Marian, abținere. Stan Vasile. Pentru. Marius Soldan. Domnul Cârstea Constantin. Votez pentru. Și Tomuț Emilian. Nu, Nică moare. O să avem propunere pentru Nică Marius. Băicanu Ciprian, mă abțin. Răzvan Bejan, abținere. Domnul Bolbotina Viorel. Pentru. Domnul Teasu Gheorghe. Pentru. Constantin Alexandru. Pentru. Domnul Dinu Ion. Dinu, domnul Dinu Valeriu. Pentru. Domnul Harabagiu. Pentru. 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 Puteți să repetați, vă rog? Pentru. Pentru. Matei Horia. Pentru. Nică Marius, te abții. Domnul Gabi Oprișan. Pentru. Răboaie Eugen. Roșu Marian. Stan Vasile. Pentru. Marius Soldan. Domnul Cârstea Constantin. Pentru. Și Tomuț Emilian. Acum facem, avem de partajare între cei trei. Bun, o să propun din nou. E sigur că a greșit. O să, exact. O să propun din nou că sunt trei, Marian Roșu, domnul Harabagiu și Nică Marius la egalitate. O să propun din nou să votăm pentru Marian Roșu, cine este de acord. Băicoianu Ciprian, pentru.
Răzvan Rejan. Domnul Bolbotina Viorel. Gabi Braz. Abțin. Domnul Bolbotina, puteți să repetați, vă rog? Stai puțin, votul ăsta e incorrect. Abțin. Nu puteți să dați votul cu o persoană, trebuie să găsim un regulament de o modalitate de repartizare. Deci votul pe Roșu, pe Harabagiu și pe ea s-au dat, au luat 8 voturi. Ori cu altă propunere și votăm, ori dacă nu, găsim o modalitate de selecție între cei trei. Nu putem să facem acum vot din nou. Cum justifici tu că acum ai zis da și după aia ba? Adică corect. E aberant. Astea sunt jocuri de grădiniță. Adică ori facem altă propunere. Ori facem altă propunere, ori dacă nu, găsim o modalitate de partajare. Dar fiind faptul că nu au fost stabilite aceste condiții la început, mi se pare normal să le dați-mi voie să retrag proiectul de pe ordine de zi. Ok. Ședința s-a încheiat. Mulțumesc. La revedere.